Bine m-ați prieteni! O să vorbim despre ceva mai important decât fotbalul, chiar dacă pornim de la fotbal. Adică de la meciul ăsta, finala asta pentru play-off, da, disputată între Șep și Sfântul Gheorghe și Fece o Craiova. Acum este foarte clar, unii spun între Secuime și Oltenia. Băieți, a fost un meci de fotbal în care niște oameni care fac sport de performanță se întâlnesc cu alți oameni care fac sport de performanță. Și care nu sunt vinovați cei veniți din Craiova de nebuniile, de tâmpenile, de câte cretinătățile urlate de ultrași. Și au fost și ultras. ultrași. Da? Însă, rămâne câte ceva. Partea bună. Partea bună este că șep și Sfântul Gheorghe, de fapt șep și Old Sport Club Sfântul Gheorghe, a înseamnă O.S.K., da, a predat o lecție de toleranță și de diversitate celor care credeau că, ă, acum secuii, deranjați și supărați și furioși pe fanii olteni, o să-i aștepte, să aștepte pe oaspeți cu cuțătul în masă. Ei bine, nu? Aveți aici fanionul. Adică vorbim despre oameni. A, că tu ești un om cu roșu-galben și albastru, și eu sunt un om cu roșu-alverde, asta e o chestie de identitate personală și până la urmă nu-i treaba ta ce identitate am eu. Ideea este să existe complementaritatea aia și respectul reciproc. Dar aș merge la altceva. S-a vorbit destul de mult despre, domnule, hai să le dăm măsura de la, din secuime, 3-0 la masa verde și după a ba, banul să se rejoace. Pentru că, băi, n-a fost rasism, care e o chestie gravă, a fost numai xenofobie. Băieți, xenofobia cuprinde și elemente de rasism uneori. Și nu este mai scuzabil faptul că îi spui unuia sau îl jignești pe unul vis-a-vis de culoarea pielii sau de religie sau de rasă, nu este mai scuzabil decât afară, afară cu ăla că nu-i din țară. Că ți se pare ție că nu-i din țară pentru că nu-i cu la sfârșit. Și aici aș merge la, nu știu cum să-i zic, i-aș spune, uite dacă aș fi un mare reper în cultură, i spune teoria neacceptatului. Și nu m-aș duce la secuime. M-aș duce știi unde? Într-o pragă cum să zic, gri, ploioasă, urăcioasă, cu, cu fric de la și cu care îți intră în piele. Praga lui Kafka. Da? Și Kafka, prin peregrinările lui, ajunge din Praga la Viena. Și acolo se îndrăgostește de Milena Iezenska. Există, nu știu, în românește s-au tradus scrisorile lui Kafka către Milena în volumul 6 din operele completă a lui Kafka, apărute la Univers prin 80 și ceva. De atunci nu știu să mai fie apărut. Dar acolo ce este? Acolo vezi ce gândește un neacceptat. Pentru că în câteva din scrisorile către Milena, da, Kafka vorbește despre condiția lui de evreu. Și aici nu este vorba de evreu rătăcitor, ci evreu care întotdeauna trebuie să fie cu ochii în patru pentru că cineva are ceva cu el, pentru că este diferit. Prin cultură, prin ceea ce este un om de un om diferit. da. Lucrul ăsta îl regăsim, sigur, mutatis mutandis, nu mai este totul gri, nu trebuie să trăim în Kafka, îl regăsim când vorbim despre secuime. Adică, cumva, așteptăm ca un secui, doar pentru că este minoritar și este compact minoritar într-o zonă, să dea semne de, de loialitate în plus față de cei care arată ca noi. Da? Băi, când tu, dacă întâlnești un, un, român din Bihor, din, nu știu, din Constanța sau din Oltenia, de exemplu, a, ok, e un român ca și mine, mai prost, mai deștept, ca și mine, da, și eu pot fi prost, și eu pot fi deștept, e chiar plictisitor să fii deștept tot timpul, chiar plictisitor să nu dai niciodată în bară, perfect, ești numai după ce mori. Da, și nu, nu așteptăm mai mult. A, când este vorba despre unguri, dar mai ales despre secui, Deja, așa un fel de urmă de suspiciune pe care deja o avem, cumva, în, în tot ce am învățat noi, din povești, din școală, din tot felul de chestii, și mai nou de pe Facebook, așteptăm un plus de loialitate. Da? Nu mi-amintesc ca vreun majoritar, adică vreun român, să fie pus în fața microfonului să cânte imnul național. În timp ce când au prins unii moderatori cât un ministru sau cât un candidat maghiar, hopa, cântăm imnul. Adică, fă o demonstrație de loialitate, fi mai loial decât sunt ăștia alții, că eu sunt convins că 99% dintre români habar n-au de imnul României și dacă mă întreb, cred că în afară de prima strofă, nici eu nu știu să, să ți-l zic, da? ăsta din deșteaptă te române, ok, dar lor le, le cerem loialități în plus. Chestiunea asta se întâmplă, dacă te uiți și revin la, la, Kafka, nu știu dacă se mai găsiți, probabil la Anticariat, volumul la 6, scrisorile către Milena, ăla e un volum care îți arată, cum să zic, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Adică, dintr-o dată, nu mai găsești pe Kafka din procesul, din metamorfoza, din astea alte, din tot ce înseamnă acel Kafka penitenciar, ca să mă duc pe colonia lui. Adică, vezi un Kafka înfigurat în propria sa identitate. Ori aici deja ar trebui să ne gândim noi, bă, cum am fi noi dacă am fi minoritari? Cum ar fi noi dacă ni s-ar cere pe baza unei ostilități legendare, dar și legendar construite în jurul identității noastre, tot felul de surplusuri de loialitate? Chestiunea asta nu și-o pune nimeni în discuție. Hai mă să vedem. Și aici ar trebui să începem de la școală. Să începem de la pur și simplu sistemul. Ești tu mai prejos sau mai presus că ești român sau că ești ungur? Da, sigur aici o să-mi spună cineva, da domnule, dar românii din secuime, românii din secuime sunt la fel. Uite, două exemple am să-ți dau. Cea mai cunoscută, cea mai cunoscută doamnă medic pediatru din secuime este o româncă, născută undeva prin Ilfov, până pe la 83 de ani încă a mers la spital și toți ungurii eu am aflat acum atât am aflat, da, când am mers la la slana din Sfântul Gheorghe că oamenii vorbeau, ai, doamna Georgescu. Adică era o chestie cum adică e de a noastră, e, știi, și copilul și nepotul milo o, o trecut prin mâinile ei în prima zi de viață. Adică un respect nemărginit față de ceea ce știe să facă omul, nu față de mai știu unde e născut sau ce limbă vorbește sau la care biserică merge. Dacă ajungeți vreodată prin Sfântul Gheorghe, mergeți la teatru. La teatru unde este o doamnă care menegerează impecabil. Și atenție, trebuie să nu puteți merge la teatru, dați-mi un bilet. Pentru că sala de obicei este plină. Nu e ca la teatrele astea unde noi suntem, românii majoritari. Unde stai și. Nu, dacă nu vine cineva foarte celebru, te duci și jumătate sala goală. Asta se întâmplă. Da? Adică există nevoie asta de, de cultură, dar că nu e o cultură a turbulențelor. Așa cum suntem obișnuiți să citim pe Facebook, să vedem la televizor sau să mai bage unul bandă galbenă, ori de 3 decembrie, ori de 15 martie. Lecția asta pe care a predat-o șepșii, chiar prin sport, și sportul uite că unește, e o lecție esențială pentru că am văzut declarațiile lui Dioseghi, patronul. Da? care vin dintr-o simplitate extraordinară și sunt foarte simple și explică foarte simplu buna conviețuire. Da? Omul spune, domnule, noi nu suntem de acord cu rasismul, nici de-o parte, nici de alta, nici cu xenofobia, nu suntem de acord nici cu, afară-afară, uh, cu din țară, nu suntem nici de acord cu Rio, Rio, Hungary, vrem pur și simplu să ne bucurăm de sport. Și cine știe un pic de istoria uh, clubului ăstuia, uh, șep și O.S.K. Uh, Sfântul Gheorghe, o să vadă că e un club foarte tânăr. S-a născut dintr-o poveste de asta, doi prieteni, Dio se ghieșind cu un prieten, da, care o zis: Bă, prin 2010, hai să facem și noi, o, să nu avem nici noi o echipă de asta profesionistă de fotbal. Și au început de jos. Da, din liga aia, de unde începi, de la prima zi de naștere. Da, și au zis: hai să fie un pic de tradiție și punem old sport, club, că este vechi, este numele vechi echipe a secuimii de acolo, din, din Sfântul Gheorghe. Adică, până la urmă, este o frumusețe și construcția asta. Ce nu înțeleg ultra și, și, și de o parte și de alta, să nu fim înțeles greșit, dar ultra și români și ultra și maghiari, atâția cât există, da? cei, mai, cei maghiari sunt mai puțin pentru că și maghiari sunt mai puțin în țara asta, nu înțeleg că identitatea nu poate fi folosită contundentă. Identitatea, dacă ești cât de cât deștept, atâtica, cât o furnicuță, da? Înseamnă ceva în plus. Faptul că ai un vecin da? de altă nație, de altă etnie, de altă religie, ăsta este un, un câștig. Îl învățăm șticând. Când mergem la rudele noastre sau la prietenii noștri în străinătate și vezi cu ce fain se salută cu un spaniol, cu un italian, cu un francez, sau că vine francezul și încântat de mici, și tu te duci acolo și ești încântat de nu știu ce pave de bœuf, de exemplu, pe care îl face el. Și vezi atunci că există niște corespondențe identitare complementare, despre care, din păcate, în școala noastră nu se vorbește. În școala noastră se ia doi naală iuiminescu și se face un fel de ideologie din ea. După aceea se mai au două, trei legende. Da, de asta că noi trebuie să ne batem cu toată lumea. Și, dintr-o dată, vezi că acel copil este xenofob fără să știe. Xenofobia nu înseamnă doar uh, uh, ura față de străini. Înseamnă și frica față de străini. Fobia este frică, în primul rând. Da, și îl vezi că uh, nu neapărat spune îl urăsc pe ăla sau mi-e frică de ăla. Dar are tot felul de rețineri în a intra într-o altă cultură. Și aici, iarăși, mă duc în străinătate, ați văzut cât de greu s-a adaptat generația mea, plecată, să zicem, în străinătate, și cât de ușor se adaptează generația care vine, copiii celor plecați în străinătate, care sunt la fel de spaniol ca orice spaniol, la fel de român ca orice român, da? la fel de englez ca orice englez, adică dintr-o dată vezi că el, este, el se poate juca cu identitatea. Și aici, apropo de joc, ca să și închei, știi, identitatea este, dacă ești foarte deștept, sau măcar cât o furnicuță deștept, este un joc. Doar talibanii, prin 1999, dacă vă amintiți, a fost știrea prin care au interzis joaca. Pur și simplu, copiii nu mai aveau voie să se joace. Nu mai aveau voie să înalțe meu pe cerul orașului. Era o chestie, va, este împotriva unui Dumnezeu care stă cu praștea și strage una după oreche dacă te prinde că te joci. Bun, în identitate, mutatis, mutandis, se întâmplă la fel. Vin tot felul de sperietori de asta, din legende, ba românește, ba ungurește, ba romales, ba mai știu eu ce limbi, da? Care spun nu te juca. De fapt, la joc trebuia să ajungem, băieți. Sportul ne împacă. Și dacă există un om care a împăcat tot ce înseamnă, hai să zicem, partea românească cu partea ungurească a lumii, este Bălănii. Da? Vă amintiți cum se discuta înainte? Băi, este antrenorul naționalei de fotbal și ai noștri trebuie să joace la Budapesta cu Ungaria. Oare ce o face? Adică imediat a trecut suspiciunea dacă trece asta în partea alaltă. Da, și când au văzut ai noștri că au câștigat cu Beloni antrenor la Budapesta, cumva lumea a răsuflat ușurată, vai, am crezut că e trădător, dar nu este. Vezi, lucrurile astea pentru un minoritar, pentru un neacceptat, da? lucrurile astea dor simți așa o, un fel de neîmplinire. Bă, dar, totuși, nu-s Am ceva urât. E ca atunci când te duci într-o, la un chef sau la o conferință și mai și și lumea se uită la tine. Și tu te gândești, oare desc mi-i descriști lițul? Nu. Ești doar un minoritar. Ești doar un neacceptat. A, vrei să ne vindecăm? Băieți, nu la masa verde. În sport. Și uite că în sport există fenomene de astea care împacă. Culmea chiar și atunci când ești mai bun tu, minoritarul, decât ăsta, majoritarul. Atât am vrut să zic. Mi-a plăcut foarte mult uh, 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 ansamblul ăsta pe care l-au făcut cei de la Sfântul Gheorghe. Da? Stegulețul ăsta, care spune mai multe decât poate să spună școala românească de istorie, de civică, de etc. etc. V-am pupat! Să aveți un weekend minunat! A! Ăsta e, săracul! încă mai aici. Asta, cred că la românii de vreo 150 de ani, dacă că mai stă vreo 150 de ani. Moara de vânt.